În Pitești au fost internați toți studenții care, pur și simplu, s-au ridicat împotriva regimului. Securitatea nu știa altceva decât să tortureze și până la urmă să spui ceea ce vroiau ei. Acolo dictonul era, un bandit mai puțin e mai bine pentru țară. La penitenciarul din Pitești s-a desfășurat între 1949 și 1951 un cumplit experiment de reeducare prin tortură, rămas în istorie drept fenomenul Pitești. Acolo au fost încarcerați studenți din marile centre universitare. Securitatea voia să le dea o lecție celor care nu doreau să colaboreze cu regimul comunist și a recurs la cele mai crude metode. Reeducarea prin tortură a fost fondată în vara anului 1948, în penitenciarul din Suceava, unde deținutul legionar Alexandru Bogdanovici propunea demascarea prin cultură a tinerilor arestați pentru a fi apoi redați societății. Se citau materiale din lucrările de propagandă ale regimului. Bogdanovici credea că astfel studenții vor fi eliberați. Dar experimentul care viza distrugerea elitelor prin depersonalizare a atins apogeul cruzimii în penitenciarul din Pitești, sub bagheta fostului legionar Eugen Țurcanu, fost student la drept în Iași. Între sutele de suflete chinuite s-a aflat și doctorul Nicu Ioniță din Pașcani. Comuniștii l-au acuzat de uneltire contra ordinii de stat, conform articolului 209 din Codul Penal al acelor vremuri. Când a fost arestat, Nicu Ioniță avea 25 de ani. Era și student și preparator la Institutul de Medicină din Iași. A trecut prin temnițele din Galata, Suceava, Jilava și Pitești. Apoi a fost trimis la muncă silnică. Au fost 6 ani de chin. Nicu Ioniță s-a născut pe 1 martie 1923 în județul Galați. Visul lui era să devină medic. Iar în 1943 era admis la Institutul din Iași. La sfârșitul anului 2 de facultate, a devenit student cadru didactic, la propunerea profesorului Nubert. Apoi Nicolae Oblu i-a încredințat încă o misiune, să predea sistemul nervos studenților din anul al doilea. Nu înțelegeam ce e asta. A fost unul dintre, să zic, cei mai buni studenți din perioada aceea. Și a fost în sala de disecție. Eu singur, tot anul 2, am disecat, am explicat colegilor mei ceea ce fac și am făcut anatomia anului 2, eu cu studenții din sala de disecție. Încât asistentul care era al sării i-a spus profesorului, domnul profesor, ăsta este cel mai bun. N-am mai avut până acum un asemenea student. Îmi venea să râd, examenul dădeam în muzeul Institutului de Anatomie, care era jos, iar de jur împrejur era un culoar, geamuri deschise, toți colegii mei s-au dus să asculte ce spun eu. Și, într-adevăr, profesorul m-a întrebat mai mult, multe probleme, am răspuns extrem de corect și atunci mi-a spus, e bine, te duci și mă aștept să nu pleci până nu termini examenul. L-am așteptat, m-a luat în cabinet și mi-a spus, de azi înainte rămâi aici la catedră. Și în felul acesta am rămas la catedra de anatomie. Era profesorul Nubert? Profesorul Nubert, da. Profesorul Nubert, de care eu mă temeam de când eram în clasa 7-a, pentru că aveam un prieten care, cu 2 ani mai mare ca mine, se duce la medicină, și băi, la medicină e bine, dar dacă scăp de moș Nubert, ai terminat medicina. Ce s-a întâmplat de v-au arestat în 48? A fost răzbunarea unor colegi. Pur și simplu răzbunarea unor colegi. Și am avut surpriza ca în 1980, eram medic aici, un coleg de-al meu, care era conferențiar, a venit special și să-mi spună, știi, te rog să mă ierți, dar și eu am contribuit la arestarea ta, dar dacă n-aș fi făcut-o, mă arestau pe mine.
am fost obligat de situație să contribui la arestarea ta. Nicu Ioniță își amintește că în 1946, în universitate, începuse o puternică propagandă comunistă. Studenții erau fie ademeniți cu promisiuni diverse, fie forțați să adere. El a refuzat colaborarea și a fost arestat în mai 1948, când era în ultimul an de studii, sub acuzația că ar fi fondat o organizație anticomunistă. În 1948 au fost aruncați după gratii și cei care nu erau de acord cu noua ordine politică și socială impusă de Partidul Comunist, dar și persoanele bănuite de activități legionare. Unor studenți, securitatea l-a fabricat practic un trecut legionar ca să-i compromită și să-i poată arunca după gratii. Pe vremea aceea nu te întreba absolut nimic, te lua, te bătea, te dezmintea și gata. Am fost dus, arestat la securitate la Iași și după aceea am fost la Galata, am stat 2 săptămâni, după aceea am ajuns la Suceava. La Suceava au început anchetele care s-au soldat cu niște bătăi și torturi extraordinare. Eu am fost, după o lună de zile, chemat la anchetă și m-au întrebat ce-ai făcut. Zic, n-am făcut nimic. Ce știi? Nu știu absolut nimic. Și fără nicio vorbă m-au luat la bătaie. Dar atât m-au torturat încât mi-am pierdut cunoștința și atunci a chemat gardianul de secție și pur și simplu m-a apucat de cap și m-a tras pe jos că eu nu mai puteam merge. A fost prima anchetă, deci nu m-am dat niciun fel de declarație când aveam ce spune. După o lună de zile sunt chemat din nou la anchetă un alt anchetator, unul din București, și să spun ce am făcut. Zic, n-am făcut absolut nimic. Fără să mai stau la discuție, a urmat același tratament. Nu am dat niciun fel de declarație. Pentru că toți ceilalți colegi, că erau 1000 de studenți și deținuți la Suceava, au dat declarații, în sfârșit au făcut. Eu n-am mai dat niciun fel de declarație și au urmat după aceea în toamnă procesele. Toți au fost judecați și condamnați, pe mine nu m-au chemat deloc. De-abia după 2 ani de zile sunt chemat la grefa închisorii și spune, mâine ai procesul. Zic, dar ce proces? Uite, aveți avocatul, discutați cu el, un avocat din oficiu. Din oficiu. Avocatul Găină. Și îi spune, domnul avocat, eu nu am dat niciun fel de declarație și nu știu pentru ce sunt aici. Și el mi-a spus, eu nu sunt pus să te apăr, eu trebuie să te acuz. Atunci n-am nevoie, am întors spatele și am plecat. A doua zi a urmat procesul, care se ținea în închisoare acolo. Eram în proces 4-5 oameni, 4 oameni, pe care nu-i cunoșteam. Acuzația că am complotat împotriva partidului și am făcut o organizație. Și am zis, ce organizație? Eu nu-i cunosc pe oamenii ăștia, nu știu de ce sunt aici. Și am fost condamnat la 5 ani muncă silnică. Dar abia după 2 ani de zile, toți au fost, în anul 48 au urmat procesele, eu am stat până în anul 49, la sfârșitul anului, unde am fost, v-am spus, judecat cu un grup de oameni pe care nu-i cunoșteam. Deși era civil, sentința 1601 din 1949 a fost dată de Tribunalul Militar Iași. În plus, a fost obligat să plătească statului 5.000 de lei cheltuieli de judecată. Din penitenciarul Suceava, a fost trimis la Jilava în februarie 1950, iar în luna aprilie a acelui an, a ajuns la închisoarea din Pitești, locul unde s-a desfășurat reeducarea prin tortură. Actele de cruzime
nu aveau limite. Torționarii voiau să-i convingă pe studenți că sunt vinovați de crime împotriva clasei muncitoare. Experimentul Pitești urmărea transformarea lor în simple elemente de execuție în angrenajul social. După bătăile repetate, urma demascarea, în fapt, culegerea de informații, care să conducă la anihilarea rezistenței anticomuniste și transformarea deținuților în colaboratori ai securității. Și la Pitești, tot așa, m-au izolat. Am stat întâi într-o celulă la etajul 1, celula 31, după care am fost mutat la subsol, la camera unui subsol. Acolo m-am întâlnit, erau și câțiva colegi de-ai mei, dar majoritatea erau studenți din celelalte universități din țară. A urmat o perioadă când totul a fost atât bine, adică vine cum putea să fie în perioada aceea. Am fost foarte, foarte rezervat, pentru că știam ce se întâmplă. Știam că printre noi sunt informatori. Erau discuții, fel de fel, nu am participat nici fel de discuții, am stat foarte rezervat. Până în 6 decembrie 1950, când la Pitești s-a declanșat teroarea. O teroare cumplită. Pe data de 6 decembrie dimineața, după deschidere, a venit Țurcanu și foarte hotărât a spus: toți trebuie să vă faceți demascarea. Nu știam ce e aceea demascare. Și șeful de cameră era un mărtiruș, un ieșan, ne-a spus ce înseamnă demascarea. Să spunem absolut tot ceea ce am făcut de când ne-am născut și până acum, să îi demascăm pe toți prietenii, colegii sau cei cu care aveam legături. După care a început tortura. Erau bine pregătiți. Au scos ciomegere și au început să ne lovească. Prima lovitură pe care am primit-o eu a fost o lovitură în cap, atât de puternică încât am căzut jos. N-am mai știut ce-i cu mine. După un timp m-au luat de jos, m-au aruncat pe prici și eram foarte îngrijorat pentru că îmi curgea sângele din nas, din gură, dar ce era mai înspăimântător pentru mine era că îmi curgea sângele din urechi. Și asta știam ce înseamnă. Că să fie o fractură de bază de craniu și știam că de acum s-a terminat. Mărtinușul ăsta, care era șeful camerei, era din Iași. Și la un moment dat mi-a spus: banditule, cât te-am urmărit eu pe tine pe străzile Iașului. De ce? Și atunci am făcut legătura. Unul din colegii mei, înainte de arestare, a venit și mi-a spus, într-o dimineață m-a sculat, eu, fiindcă lucram în spital, locuiam în spital, a venit într-o dimineață, pe la 4 dimineața m-a sculat, vreau să vorbesc cu tine. Și ne-am dus noi undeva pe niște scări acolo și spune: noi am hotărât să te lichidăm, să te împușcăm. Eu mi-am luat angajamentul că eu te împușc, pentru că tu știi, un coleg de-al meu, Dan Dumitrescu, tu știi că eu am mai împușcat un om și într-adevăr așa a fost el pe la Alba Iulia. Și eu am început să râd. Păi, Dan, eu împușcă, mă, uite, sunt aici și lasă că am să am eu timp.
Asta a fost în 48, în primăvară, înainte de arestare. În camera unui subsol unde eram, era condusă de către Mărtinuș, prieten cu Dan Dumitrescu. Eu știu, ei au angajat într-o acțiune pe care eu nu eram de acord. E vorba de acea organizație? Legionară, da. Și nu am fost de acord cu ei. Și pentru asta trebuie să plătesc foarte mult, foarte mult. Experimentul Pitești s-a desfășurat din decembrie 1949 până în august 1951. Teroarea psihică era dublată de bătăi și schingiuiri sălbatice. Țelul torturii nu viza uciderea deținuților, ci distrugerea demnității umane. Fiecare lovitură era însoțită de înjurături, amenințări și insulte. Deținuții care cedau și își făceau de mascara erau apoi obligați să-l tortureze pe cel mai bun prieten. Reeducatul își dovedea astfel atașamentul față de regimul comunist. Dar cine refuza să-și facă demascara, critica și autocritica, era torturat fizic și umilit zi și noapte. Nicu Ioniță a avut parte de acest tratament încă din decembrie 1950, dar a ieșit din închisoare cu ideile sale, nu cu ale torționarilor. De la 6 decembrie și până pe la 15 iunie, în anul următor, au urmat torturi în fiecare zi, în fiecare zi, bătăi, 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 cumplite. Unul singur a spus aici pe pământ, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Pe parcurs, o parte din colegi au cedat și și-au făcut demascarea. Ne-au explicat ce idee, să spun absolut tot ce știm. Eu n-am spus nimic pentru că n-aveam ce să spun. Încât până la, în decurs de 6 luni de zile, din decembrie și până în 15 iunie, din cei 40 care eram în camera unui subsol, toți au și-au făcut demascarea și erau liberi. Adică puteau merge prin camere să discute. Eu n-am reușit să fiu liber. În aceste 6 luni n-a fost nicio zi în care să nu fiu torturat. Cumplit. De multe ori mi-am pierdut cunoștința. De multe ori am fost călcat în picioare. E foarte greu să-mi amintesc tot ce a fost. Șeful de sală, Mărtinuș Avecu, în fiecare seară se ducea sus la Țurcanu și cercetau, toți studenții erau obligați chemați la Țurcanu să dea declarații. Tot ce ai făcut, în sfârșit. Ei se duceau și studiau dosarele pe care le aveau acolo și în fiecare seară când venea, spunea demascarea în primejdie. Nu vă faceți demascare. Și într-o seară spune, din cauza unor bandiți ca Ioniță, suferiți toți. Și atunci cei care sufereau într-adevăr au spus, dați-l pe mâna noastră. Și atunci, ca și Ponțiu Pilat, a întins mâna, luați-l. Și într-adevăr, colegii mei au sărit toți. Eu eram lipit de perete. Și au început să... am stat cu ochii deschiși să văd. Pumnii se îndreptau către mine. Unii ajungeau cu pumnii și se opreau, nu mă loveau. Alții m-au lovit. În sfârșit, după ce a urmat scena asta așa îngrozitoare, Mărtinuș spune, lăsați-l pe mâna mea acum. Și într-adevăr, cum eram lipit de perete, și-a făcut vânt din locul unde stătea el în cameră și cu piciorul m-a lovit în piept. Am căzut jos.
Și atunci a spus, a chemat patru dintre bătăușii lui și m-au întins jos cu fața în sus, mi-au întins mâinile deoparte, mi-au desfăcut picioarele. Unul s-a așezat pe mâna stângă, alta pe mâna dreaptă, altul pe un picior drept sâns și el s-a urcat pe mine cu un picior pe abdomen și cu un picior pe gât. Și a început balansul morții, când pe un picior, când pe altul. Cât a durat, nu știu, dar... mi-am pierdut cunoștința, ei au crezut că am murit și m-au aruncat sub un prici. Ne-au obligat să stăm într-o anumită poziție, am spus eu poziția gânditorului de la Hamangia, adică înșezut, cu genunchii ridicați, cu brațele înconjurate genunchiului și cu privirea în pământ. Nu aveai voie să privești în cameră. Nopțile erau cumplite. Nopțile erau cumplite pentru că eram păziți de câte trei. Făceau ei cu schimbul, noaptea ne păzeau, să, așa ca nu cumva noi să ne întâlnim într-o fața în sus, cu mâinile deasupra pe pătură și orice mișcare pe care o făceai și care sunt normale în timpul somnului, la 20-30 de minute, trebuie să te miști un pic, imediat primeai o lovitură de ciomagă. Încât o trebuit să ne organizăm viața, încât nicio mișcare nu era posibilă. În închisoarea de la Pitești, deținuții erau puși să curețe dușumeaua stând cu mâinile la spate și ținând cârpa cu dinții. Trăiau în condiții degradante. Hrana nu depășea 800 de calorii pe zi, pe motiv că persoanele încarcerate acolo nu meritau grija partidului. Alteori li se luau lingurile și erau puși să mănânce direct din farfuriile așezate pe jos. Ori li se turna cu forța, zeamă fierbinte pe gât. Deseori în mâncare se punea sare în exces pentru ca setea să fie chinuitoare. În camera de detenție nu exista apă. Până și vizita la toaletă depindea de biletul de voie și de dispoziția gardienilor. Mizeria fiziologică spărea cu fiecare zi, dar Nicu Ioniță era hotărât să reziste. În martie 1951 a avut curaj să-l înfrunte pe torționarul șef, Alexandru Mărtinuș. La un moment dat, după 3 luni de zile, șeful de cameră, care era un torționar de fără pereche, într-o dimineață, bandit Ionice. Ce ai de spus după 3 luni de zile de când muncim cu tine? Ce ai de spus? Bineînțeles, am sărit imediat și tot că să iei poziția de drept, că asta era... Și am spus, răzbunare. Și răzbunarea mea este să ies, să scap viu de aici, și să spun lumii întregi și în special părinților voștri ceea ce faceți voi aici. Șeful de cameră a rămas blocat. Și de-abia încet, încet, avea un peat să dea pe patul lui acolo, s-a ridicat încet, încet și a venit spre mine și am zis, gata, cum mă bătea de atâtea ori, zic, ăsta acum îmi face și mie. Dar eram pregătit, nu? Eram obișnuit cu bataia de acum. S-a apropiat de mine și poate să întoarce în cameră și că da, asta este adevărata sinceritate. Și a spus, treci acolo. Era un prici mic, unde era, spuneam eu, purgatoriu. Cei care își făceau de mascară și nu știu ce, tăteau acolo, liniștiți, nu erau bătuți, dar din când în când ea smuțea, ia, treceți să mai și îi bateți și voi. Și ne băteau și aia sărace, dar am stat eu 2 zile. Și la un moment dat, un coleg din spate șoptește. Trebuie să rezistăm că o să scăpăm. Eu am tăcut din gură. După 2 zile, Mărtinuș ăsta șefă, banditul Ionice, ce ai de spus? Zic, n-am nimic de spus.
Te mai întreb încă o dată, banditule, ce ai de spus? Zic că nu am nimic de spus. Și apoi spune Vasiliu, Vasiliosa. Ea spune, ce ai de spus? Băi, v-am spus eu că Ionită este un bandit, cum s-a mai văzut și așa și pe dincolo. Eu am vrut să testez, să văd sinceritatea lui. Eu i-am spus că o să scăpăm și el nu vrea să recunoască. Și am trecut din nou la bătaie. Doctorul Ionită nu a uitat nici acum că de Florii, deținuți încarcerați la închisoarea din Pitești, au fost obligați să se ducă unul pe altul în spate pentru a imita intrarea Domnului în Ierusalim. În săptămâna mare, torționarii au parodiat și pângărit toate ritualurile creștine și rugăciunile. În Vinerea Mare, studenții au fost supuși celor mai degradante torturi. Bătaia de joc a atins apogeul când au fost siliți să ia așa zisa împărtășanie, alcătuită din resturi fiziologice. Ce însemna atunci de Paște să vă faceți slujba de înmormântare fiecare? Slujba asta de înmormântare a început cu mult înainte, o lună de zile, adică fiecare aveam gambele și lingură. Luam gambela și lingură și băteam cu lingura în gambelă, ăsta clopotele, așa, și fiecare începea, Doamne miluiește, veșnica pomenire, tot așa, astea ori întregi noaptea, până târziu noaptea trebuia să faci acest lucru. Da, somnul meu ar fi adânc și bun, visul mai verde, geană în funigei, și n-aș dori nici când copiii mei în raiul trist cu sfinți să mă adun. Lipsa igienei personale, supravegherea continuă chiar și în timpul somnului, interdicția de a ridica privirea din pământ, izolarea totală, toate atrocitățile comise de torționari i-au determinat pe unii deținuți să renunțe la convingerile personale și la valorile în care crezuseră o viață. Au recunoscut păcate imaginare doar ca să scape de bătaie și au vorbit de rău frații și părinții. Și-a făcut demascarea, devenind la rândul lor torționari. Victimele s-au transformat apoi în călăi și s-au dezlănțuit, întrecându-și deseori mentorii în cruzime. Cei care au cedat au fost trecuți pe un prici din mijlocul camerei, stătea acolo. Stăteau în aceeași poziție ca și noi, dar nu mai erau bătuți. Și din când în când, șeful Martinuș, cum spunea, ia, treceți voi. Și de-abia așteptau săracii băieți, colegi, nu erau vinovați, trebuiau și săreau și ei să ne bată. După ce că ne băteau torționare ăștia, mai trebuiau să ne bată și ei. Ori acest purgatoriu, pentru mulți, a fost un eșec. Pentru că unii au rămas a fel de liniștiți, iar alții s-au transformat în torționari teribili. Ce se întâmplă? Omul vrea să trăiască. Și pentru ca să trăiască, trebuie să facă orice. Și la Pitești, în camera unui subsol, dacă nu torturai pe prietenul tău, pe colegul tău, pe cei de acolo, riscai să fii tu torturat. Și au urmat 6 luni de zile în care a fost bătut în fiecare zi. Dintre cei pe care îi știați, domnule doctor, că au fost studenți pe care îi știați poate de la Suceava, poate din Iași. Ei, din Iași, majoritatea ieșeni erau. A fost vreunul care să reziste cum ați rezistat dumneavoastră sau toți s-au devenit torționari? Din camera în care am stat eu, 4 oameni au rezistat. Ce v-a dat forță să rezistați?
mama. De când eram mic, mama spunea să nu uiți niciodată cine ești și ce ești. Și n-am uitat niciodată. Puteam eu să mă întorc acasă și să mă uit în ochii mamei, dacă aș făcut ceva, n-am putut. Familia dumneavoastră a avut de suferit? De foarte mult, foarte mult. Foarte mult au avut de suferit. Ce li s-a întâmplat? Părinților, fraților? Doi frați au fost arestați și ei. Iar tata a fost omorât. A fost cineva care să vă fie prieten până la sfârșit? Da. Un coleg, adică nu era acolo, un student care venise din pușcărie de la Iud, fusese arestat mai de mult, un om extraordinar, de o rezistență fantastică, și încă un coleg, Purcărea Nicolae, de la Brașov. Toată noaptea m-am gândit ce să fac. Și primul cine era? Domnul Chivulescu? Chivulescu Gheorghe. Dumneavoastră încercați să-l protejați pe domnul Chivulescu. Trebuia să vă duceți unul pe altul în spate. Și mai mult îl duceați dumneavoastră. De ce făceați asta? Erau doi Chivulescu în cameră. Era Chivulescu Nicolae, un student la drept, care a plecat în război în 41, a stat prizonier până în 48. Cum s-a întors din prizonierat, a și fost arestat și a fost adus la Pitești. La Pitești am stat cu el în celula 31, la etajul 1. Omul ăsta mi-a povestit foarte, foarte multe lucruri și tot ce a suferit el și în război și mai ales în prizonierat. Un om extraordinar. Dar era atât de slăbit și greșeala lui a fost următoare. De la celula 31 am fost aduși la subsol. La subsol era munca silnică, în cameră cu mine. Eu, pentru că îmi cunoșteam colegii și știam cine sunt și cum sunt, eu n-am vorbit nimic, n-am discutat. În schimb, Puiu Chivulescu a vorbit tot timpul despre război, despre prizonieriat, despre tot ceea ce au făcut ei. Și pentru că a vorbit așa de mult, a avut de plătit extraordinar de mult. După ce te bătea, mergeam în patru labe și trebuia să duci pe unul în spate. Ei, el punea pe Chivulescu pe mine și, pe urmă, ne schimba. Puteam eu să mă sui călare pe el, îl țineam așa și îl țineam de picioare ca să ne facem schimbul. Ne-a prins la un moment dat. Și pentru asta am plătit foarte mult. Dar nu puteam, era un om foarte slăbit. La un moment dat, el a căzut. Șeful sălei știa că eu eram unul dintre studenții cei mai buni al facultății. Totdeauna când se întâmpla ceva, spune banditule, ia și-l consultă. Și am consultat pe mulți. Pe mulți am scăpat. Pe Naie Purcărea. Doamne, am spus că pesa, dacă îl mai torturați, ăsta moare în mâinile voastre, știți? Deși nu era așa, dar l-am salvat. Sare mărtiruș. Banditule, dorm? Nu, domnul șef. Nu, că zic, mi-e rău. Păi ce ai? Am dezinterie. El se duce la Ioniță. Ioniță era cu câteva locuri mai încolo pe prici. Ce, doctore, mâine dimineață îți duc să vezi dacă are dezinterie. Când ne-a scos la WC, pe o bucată de cârpă m-am scobit în dinte și am dat sânge. Da, eu, fără să conștientizez că sângele curat e roșu aprins, cel uzat e brun, e închis. Doctorul Ioniță se uită la mine. Eu mă uit la el. Am tăcut amândoi, așa preț de câteva clipe am trecut. Și eu am zis, domnule, dacă mă spune,
capul pe mai departe bătaie. Și el de asemenea, ce vrea n-aie? Să mă încerce? Și tot el zice, nu, după câtă bătaie a mâncat, după cât a rezistat, nu mă spune. Se duce la Mărtinuș și îi spune lui Mărtinuș, domnule, dacă nu-l lăsați pe omul ăsta în pace, în trei zile moare. Iar pe Chivulescu, la un moment dat, tot așa învățea, banditul ia consultă-l pe asta. Atât de bătut era cu o pleurezie masivă. Era desfigurat, un om desfigurat. Și le-am spus, dacă îl mai torturați, ăsta moare în mâinile voastre aici așa. Și l-au luat și l-au dus, nu știu unde l-au dus, dar în orice caz știu că au scăpat de acolo. Pentru că mi-au spus băieții care au stat la Aiud, au stat cu el acolo, că nu l-am mai văzut, dar cineva mi-a spus, n-ai cu jocarul, un ieșan, mi-a spus că ajunsese o epavă, nu-l mai cunoștea. Și asta datorită celor de la Pitești. Au fost torturat extraordinar de mulți. Și n-am înțeles eu ce înseamnă asta, ferească Dumnezeu de domnia Golanului. În iunie 1951, când experimentul Pitești a luat sfârșit, Nicu Ioniță, deținutul care nu s-a lăsat reeducat, a fost scos din celula numărul 1 de la subsol și dus la canalul Dunăre-Maraneagră, la muncă silnică. Din 1953, când lucrările la canal au fost sistate, a fost obligat să muncească și la construcția stadionului Constanța și la ridicarea primelor blocuri din Năvodari. Însă, permanent a fost ținut izolat, fără să poată schimba o vorbă, măcar cu alte persoane. De exemplu, la canal, am suferit tot din cauza colegilor mei. Pentru că studenții erau brigadieri. Ce au făcut ei? E cumplit. Unii s-au transformat în așa fel încât nu și-au mai putut reveni niciodată. Și despre mulți. Care astăzi sunt ridicați în slăvi. Ei știu cine sunt. Știu ce au făcut. Și totuși, așa sunt oameni, au tupeu și se afișează. Ce îl face totuși pe om puternic, îl face să reziste în fața torturii? Pentru că dumneavoastră sunteți un exemplu, în afară de cei de acasă, mama. Trebuie să mai fie ceva. Pentru mine, mama a fost și demnitatea de om. Nu puteam să cedez. Trecusem prin prea multe cât am fost, deși eram fost cadru didactic, dar să știți că am avut foarte mult de suferit, din cauza colegilor. Au fost multe lucruri. Pentru că din cauza colegilor am intrat eu în bușcărie. Și am intrat cu un consemn. 6 ani de zile cât am stat în pușcărie, eu n-am primit nicio scrisoare, n-am avut voie să scriu, să comunic acasă, n-am primit niciun pachet, n-am primit vorbitor, n-am primit nimic. Adică consemnul a fost izolare totală. Și la Pitești am plătit enorm, enorm, enorm de mult. Și când am ajuns la canal 3 ani de zile, aceeași situație. Am fost trimiți în brigăzi conduse de studenți torționari. N-aveam voie, eram în cabanele în care stăteam la peninsula, eu eram pus să dorm pe priciu de sus, dar 2 metri, nu se apropia nimeni de mine. N-avea voie niciunul să discute cu mine sau să ies din cabană să mă duc să vorbesc cu ceva. A fost o izolare totală. De ce? Pentru că a fost mutat în mai multe brigăzi, dintre care 2 conduse de studenți trecuți prin Pitești, torționari. Și ei și-au continuat
tortura. Doctorul Ioniță a fost eliberat în 1954, după ce și-a ispășit pedepsa. Dar calvarul a continuat și în libertate. A fost permanent urmărit, chemat la securitate și interogat. Foștilor deținuți politic, societatea le fixase locul în afara ei, iar autoritățile comuniste i-au tratat ca pe niște paria, văzând în ei, în continuare, dușmani ai regimului. Familiile lor erau persecutate, iar ei marginalizați, respinși, umiliți, condamnați la o existență inumană. Lui Nicu Ioniță i s-a permis să-și dea examenul de licență abia în 1966, după 18 ani de la momentul arestării. Până la vârsta de 43 de ani, a fost obligat să presteze munci degradante, inferioare calificării pe care o avea. În cartea de muncă, angajările și concedierile succesive arată cât de mult l-a hărțuit regimul. După ce am scăpat, au urmat 12 ani care n-am avut niciun drept. Am făcut de toate. Mă primea pentru spital să lucrez ca soră, bineînțeles, nu că, dar făceam treabă de medic, bineînțeles, dar eram ca data, soră mă dădea afară, m-am dus pe șantier, lucram pe un șantier, au venit securitatea, băi, banditule, băi, dar tu ești medic și lucrezi aici, așa? Zic, vreau să trăiesc. Dar nu mă întrebeau unde stau, dacă am unde să dorm. În ce an ați fost reprimit la universitate să vă definitivați studiile și să vă dați licența? În 54 am fost eliberat. În 54 am ajuns acasă, am găsit-o numai pe mama. Am întrebat unui tata, nu mai este. Zic să mergem în casă, zic, casa ne-a fost luată. Și m-am întors după o săptămână, am zis, nu, mă duc să văd ce este. M-am dus la Iași. Când am ajuns, chiar dimineață am ajuns la Iași, m-am dus direct la Facultatea de Medicină. Prima dată m-am întâlnit cu profesorul Buțureanu, de unde mă arestase. Când m-a văzut, așa de mult s-a bucurat. M-a luat în brațe, m-a sărutat și zic, băi, cât ai stat? Zic, domn profesor, 6 ani. Băi, eu am stat 6 zile și știu ce înseamnă. Eram acolo, lucram la chirurgie când l-au arestat pe el. De-abia în 66 mi-am dat examenul de stat, când am avut voie. Dumneavoastră, ați lucrat și la maternitatea Cuza Vodă o perioadă și ați înființat acolo un laborator de oncologie experimentală. Nu i-au determinat asta pe comuniști să vă mențină la Iași? De ce v-au alungat de la Iași? De ce m-au alungat? Pentru că era centru universitar. Și nu numai la Iași, dar și la... Dar au fost multe. În sfârșit, la un moment dat, până am ajuns pe la Vila Greieră, până am ajuns la spitalul TBC, unde directoarea era mare șef politic și eu îi făceam toată treaba și eu făceam în sfârșit vizitele. După aceea am fost chemat la direcția sanitară și spune, domnul doc, faceți cerere că vreți să plecați din orașul Iași. Unde vreți? În toată Moldova. Vă trimitem unde, vă facem loc, numai... Zic, eu nu vreau să plec. Dar trebuie să faceți, nu fac cereri pentru că eu nu vreau să plec. În sfârșit, m-au chemat vreo 2-3 săptămâni la rând, așa, și directoarea spitalului unde lucram eu, că eram cadru mediu. Ea a spus, lasă că-ți aranjez eu și m-au trimis la Târgu Frumos. La Târgu Frumos era un dispensar TBC. Acolo și să mă ocup eu de dispensarul TBC. Acolo făceam radiologie, am făcut și radiologia spitalului, pentru că spitalul de la Târgu Frumos nu avea medic, adică fusese un medic radiolog, dăduse examen și ajunsese la ea și am făcut și radiologia spitalului Târgu Frumos, deși vorba aceea, nu eram medic pentru că nu aveam diploma, nu? În 1966, Direcția Sanitară Iași l-a silit să se mute cu serviciul în circumscripția Pașcani. S-a adaptat situației
a făcut specializarea de boli contagioase și a amenajat o secție cu acest profil în cadrul policlinicii din Pașcani. Dar în 1985, medicul Ioniță a fost sfătuit, a se înțelege forțat, să iasă la pensie. Venind de aici am avut de foarte mult de suferit. Enorm, enorm, și eu și soția am avut foarte mult de suferit. Aici am luat secția de boli contagioase în primire. Dar, după ani de zile, s-a pus o problemă. Ești la pensie sau te arestăm? De ce s-a pus problema asta? Pentru că venise un medic nou și vrea să scape de mine. Ce sentiment aveți astăzi față de cei care v-au torturat acum? Față de cei care au torturat, au fost victime. Pur și simplu au fost victime. Dar experimentul Pitești m-a dirijat către un anumit studiu pe care l-am făcut eu an și an de zile de psihologie și psihopatologia omului. Omul este stăpânit de o singură dorință, supraviețuirea. Și pentru supraviețuire, omul în general face orice ca să supraviețuiască. Așa au făcut colegii mei. Decât să suferi ei, să mor ei, au trebuit ei să facă pe alții să sufere, adică pe cei care nu vroiau să-i urmeze pe ei, nu? Dumneavoastră spuneați undeva că tragedia mare nu era a victimelor, ci a torționarilor. Explicați-ne de ce spuneați lucrul ăsta, că victimele sufereau. Bine, noi sufeream loviturile lor, dar ei sufereau ceea ce făceau. I-am cunoscut pe mulți oameni foarte bine pregătiți, oameni cu o conștiință, vă spun, extrem de clară și cu o viziune perfectă asupra situației în care ne aflăm noi și a viitorului. Și totuși, ca să nu fie ei torturați, au fost obligați să tortureze. N-au putut rezista. Ce urmă au lăsat această tortură asupra dumneavoastră, fizic, mental? Fizic, nu. Iar mental m-a întărit mai mult. Mental m-a determinat să studiez. După ce am ieșit, după ce eram sărac, bai de capul meu, mi-am luat studii de psihologie și pentru că am făcut și psihologia până la urmă, nu? Ca să demonstrez, ca să-i explic lumii ce se poate întâmpla cu un om dacă îl pui în anumite condiții. Și în felul acesta mi-am exprimat și mi-explic și comunismul. Dacă omul îl iei și îl pui în anumite condiții, faci cu el ceea ce vrei. Ce durea cel mai mult? Tortura sau faptul că dintre cei care vă erau colegi de suferință, unii vă trădau pentru că v-au lovit pe dumneavoastră ca să le fie lor bine? Nu, bătaia în sirenă. Eram obișnuit cu bătaia ca altceva, știți? Știam că norocul meu a fost că am avut o rezistență extraordinară, știți? Și am rezistat așa. Ce m-a durut mai mult era atitudinea lor. Asta a fost. Deci din cei 40 câți erați în celulă, în cameră, 4 ați rezistat? În 4 am rezistat până la urmă, da. Ați mai văzut vreunul din colegii de suferință după 60, 70? V-ați da, mai întâlnit? Da, sigur că da. Ce impresie aveau? Mai ales cei care au devenit torționari. Încercau să se scuze împreună? Nu. 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 Cu vreo lună, două, am fost la o mănăstire și am întâlnit cu un călugăr care a fost torționar. Și am zis, uite, am venit, vreau să discutăm ce s-a întâmplat. Nu vreau să-mi amintesc, n-a vrut nimic, nu vreau să-mi amintesc nimic, nimic, nimic din tot ce a fost. Bine, zic, dar au trecut lucrurile. Trebuie să lămurim, nu? Un fapt psihologic. N-am vrut să discute absolut nimic. Asta a fost.
În 89, sigur că urmăream televizorul mereu și am văzut ce se întâmplă. Lumea s-a adunat aici în piață, în fața Casei de Cultură și, bineînțeles, o ovație așa și la balcon acolo m-am dus și eu cum o chemate, așa. Am vorbit și eu și o lume entuziasmată și au început de jos. Doctor Ioniță, primar, doctor, și m-au luat bisul și m-au dus la primărie și m-a făcut primar. După o lună de zile, doctorul Ioniță a predat cheile primăriei Pașcani și s-a întors acasă. Era dezamăgit să constate că mulți dintre oamenii vechiului regim căpătaseră posturi în structurile nou înființate. Fiind pensionar, a început să publice cărți și articole despre suferința din temnițele comuniste. Așa a apărut și psihotrauma de detenție și urmările ei. În fond, a făcut ce i-a promis torționarului Mărtinuș. Împărtășește lumii întregi cruzimea reeducării prin tortură de la Pitești. Aștia au fost sovieticii. Ei au venit cu această metodă. Bătaia era singurul, sau torturarea, era singura posibilitate de a obliga oamenii să se schimbe, pentru că ceea ce a fost la Pitești este un proces extraordinar psihopatologic, nu? Transformarea omului în contrarul său, nu? Și oamenii care erau foarte buni, unii studenți eminenți, extraordinar de bine pregătiți și cu o structură sufletească foarte, foarte, foarte curată, știți? Ei, au devenit torționari și criminali. Adică, tortura este cea care desface, care distruge structura psihologică a individului și individul trăiește numai biologic. Reeducarea prin tortură, aplicată fără milă în penitenciarul din Pitești, a fost exportată și la închisorile din Gherla, Brașov și Târgu Ocna. În august 1951, abuzurile au fost oprite, iar vinovații judecați. 22 de inculpați au fost condamnați la moarte, în urma unui proces cu ușile închise, dar numai 16 au fost executați în decembrie 1954. Aceeași soartă a avut-o și Eugen Țurcanu. Adevărații organizatori ai reeducării, șefii securității și ai Ministerului de Interne, au scăpat nepedepsiți. În 1977, la presiunea străinătății, închisoarea din Pitești a fost desființată. Astăzi se mai păstrează un singur corp de clădire în care funcționează memorialul Închisoarea Pitești. Trecând pragul camerelor de tortură de la subsol, vom înțelege mai bine cea mai neagră pagină din istoria noastră recentă. În acel iad, unii oameni s-au lepădat de Dumnezeu și de valorile în care crezuseră o viață. Nicu Ioniță face parte din categoria nereeducaților. Din cauza bătăilor primite de la torționari, are și acum coșmaruri. Pentru o suferință îndurată în temnițele comuniste, Dumnezeu i-a dăruit o viață lungă. În martie 2016, Nicu Ioniță a împlinit 93 de ani și a purtat cu demnitate crucea, încurajat de două femei, mama, în perioada cât a fost arestat, și soția, care din 1966 i-a fost mereu alături. Tot ce am eu îi datoresc soției mele. Amândoi au înfruntat, ani la rând, toate piedicile puse de regimul comunist.